Haos în mai multe locații din municipiul Târgoviște. Ploaia din ultimele ore l-a creat mari probleme șoferilor care au tranzitat centura orașului în zona combinatului Mecel, zona spitalului de psihiatrie și cea a pasajului Romlux. Autoturismele abia au putut trece prin apa adâncă de jumătate de metru. Din păcate, pe centură șoferii nu au mai putut face cale întoarsă, având în vedere că pe zonele inundate se circulă într-un singur sens. Cum se circulă? După ani de promisiuni pentru aceste locații, nu s-a făcut nimic concret, ele fiind sub ape la orice ploaie mai puternică. Altă zonă din municipiul Târgoviște, aceea situație. Strada de la Spitalul de Psihiatrie este și ea înghițită de apă. Și pasajul Romlux a fost inundat. La fiecare ploaie care durează câteva ore, drumul devine impracticabil, iar șoferii sunt nevoiți să aleagă rute ocolitoare. Traficul în aproape tot orașul a fost paralizat, în unele zone formându-se cozi imense de mașini.